Salut, prieteni! Sunteți gata pentru o nouă porție de momente incredibile cu animale? Dacă da, apăsați pe clopoțel cu încredere și vă dorim vizionare plăcută! Să începem! Acest vultur a atacat o găină, însă în ajutorul ei a venit un măgar. De la început el era precaut, dar apoi a început să calce pasărea prădătoare. În acel moment, vulturul a înțeles că trebuie să se salveze cu fuga. Pe malul insulelor Bahamas, oamenii au reușit să captureze pe cameră ceva incredibil. Un atac al rechinului ciocan asupra unei pisici de mare, care salvându-se aproape că a sărit pe mal. Rechinul s-a întors și a plecat, iar biata pisică de mare acum sigur va trăi lângă mal. Acest om a văzut un raton blocat într-un tomberon, dar aici începe cea mai interesantă parte. Ratonul a văzut omul, s-a speriat și a început să folosească scândura mică pentru a ieși. Primele încercări au eșuat, dar apoi totul i-a ieșit bine și acesta a evadat. Bărbatul care conducea a văzut două căprioare mici pe pod și a încercat să le alunge, dar încercarea de a le salva nu a mers după plan. Animalele speriate au sărit peste gard. Înălțimea e mare, dar au avut noroc să cadă în apă și au înotat spre mal fără a fi rănite. Încă două căprioare au luat-o razna și au sărit direct în râu de pe pod. Încă un moment asemănător și amuzant, doar că acum câinele îi propune o creangă uscată. Cu părere de rău, nici aici statuia nu reacționează. Turiștii în safari au reușit să fie martorii unei lupte între un tigru și un leopard. Cel de-al doilea abia a supraviețuit. Tot ce putea face e să zacă la pământ. Bine că tigrul și-a pierdut interesul și leopardul s-a ascuns în copac. O găină specială din Vietnam. Nu e rănită, e chiar destul de sănătoasă. Ea iubește să dea din cap în așa mod straniu. Cum de reușește să facă asta? Nu e clar, dar arată cam înfiorător. Deși această femeie se ocupă de dresajul crocodililor, în locul ei nu m-aș fi apropiat atât de mult de un prădător atât de mare, mai ales în apă. Vizitatorii acestui zoo au fost fericiți să captureze pe cameră un moment atât de frumos cu un leu, dar el s-a apropiat doar să îi marcheze cu urina sa. N-a avut noroc! Iată câteva momente asemănătoare pe care le vom lăsa fără comentarii. Alegatorul a prins o țestoasă destul de mare și încearcă să-i muște carapacea. Datorită faptului că este alunecoasă, țestoasa scapă din gura lui și pleacă spre apă. Bine că prădătorul nu a urmărit-o. Iată încă un vultur care a atacat o curte întreagă de găini. Cocoșul local s-a dovedit a fi un luptător înrăit. El a sfâșiat vulturul obraznic în bucăți. Iată încă un moment similar, filmat de pe o barcă cu aceleași personaje. Pisica de mare se salva cum putea și chiar sărea din apă, în speranța de a se salva de colții ascuțiți ai rechinului. Urmărirea nu a durat mult, rechinul a avut nevoie doar de un minut pentru a prinde prada și a începe să ia masa. Un
Un moment asemănător cu un raton care a nimerit pe o cameră de supraveghere încă noaptea, când a nimerit în tomberon. Dimineața, bărbatul care a venit să arunce gunoiul s-a speriat foarte tare. După ce au ridicat capacul, animalul a ieșit afară folosind un băț. Iată un moment asemănător filmat într-un oraș. O căprioară speriată sare peste gard direct în râu și începe să înoate într-o direcție necunoscută. Câinele era nedumerit. De ce tipul nu vrea să se joace cu el și să-i arunce mingea? Arată foarte amuzant. Cățelul dă din coadă și aduce mingea de câteva ori statuiei. Aceasta însă nu reacționează. S-a dovedit că pe o barcă cu motor poți să ajungi la viteza unui stol de gâște sălbatice. Drept urmare, oamenii care filmează aceste momente rămân cu niște imagini impresionante. Ce gândesc gâștele în acest moment rămâne un mister, dar necătând la oameni, continuă să zboare înainte, chiar dacă sunt atinse. Apropo, o idee foarte bună pentru vânători. Așa ar putea prinde un întreg stol fără niciun glonț. Iată un moment neobișnuit cu o mamă pisică foarte grijulie și atentă. Când puiul ei s-a jucat pe pat și a mototolit pătura, ea s-a apucat să o pună la loc. Impresionant! Aceste vaci din țările de jos, după 6 luni reci, ies prima oară la iarbă verde. Toți localnicii se adună să vadă acest eveniment. Toți vor să fie martorii cum vacile se bucură și sar în sus de fericire. Ați văzut vreodată cum masculii de căprioare își aruncă coarnele? Aveți posibilitatea să vedeți acum acest moment neobișnuit. El trebuie doar să scuture din cap și coarnele cad singure. Să legi câinele de pilonul casei este o idee foarte proastă. Așa, câine puternic poate să-l rupă cu ușurință. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!